Ieri Comisia Europeană a anunțat că va aloca suma de 232 de milioane de euro pentru măsuri de prevenție și de combatere a răspândirii coronavirusului. În același comunicat de presă, Comisia Europeană a mai afirmat că jumătate din această sumă este destinată Organizației Mondiale a Sănătății pentru coordonarea răspunsului la această epidemie. În egală măsură, Comisia a spus că va aloca sumele necesare pentru repatrierea cetățenilor statelor membre ale Uniunii din țările unde virusul se răspândește deja alarmant. În altă ordine de idei, dar tot în contextul coronavirus, atât pe plan internațional cât și în Europa, bursele au avut ceea ce specialiștii au numit ca fiind cea mai proastă zi din ultimii 2 ani, relatează prestigioasa publicație Financial Times. Indicele de referință S&P 500 a scăzut cu 3,4%, anulând astfel câștigurile de până acum, iar indicele FTSE All World a coborât cu 3%, nici alte piețe nu s-au simțit prea bine. Piețele de energie și transporturi au scăzut și ele, American Airlines, Delta și FedEx scăzând cu peste 5%. În Italia, cum era și firesc, indicele MIB, bursa de la Milano, a scăzut cu 5,4%, cea mai mare cădere din 2016. După cum susțin analiștii de piață, acesta nu mai este doar problema Asiei. De exemplu, companiile aeriene și operatorii de turism au avut căderi aproape istorice. Acțiunile EasyJet au scăzut cu 17% și cele Ryanair cu 13%. Și acesta este doar începutul efectului de domino. Tocmai de aceea, Comisia Europeană a alocat acele sume. În economia globală, efectele negative se rostogolesc, ajutate evident de panică și de media care este într-o continuă căutare de senzațional. Totuși, cotidianul francez Le Soir anunță că Franța, la rândul ei, se pregătește de epidemie, fiind atât de aproape de Italia. De altfel, Austria și Elveția urmăresc cu mare atenție evoluția situației din țara vecină, tocmai pentru a lua cele mai prompte măsuri. Să nu uităm că în această perioadă sunt negocieri la nivelul Uniunii pentru bugetul multianual, în contextul în care Brexit s-a produs, Marea Britanie a fost, după cum se știe, un contributor semnificativ și în egală măsură există epidemia de coronavirus, care în mod cert va solicita sume considerabile pentru prevenție și combatere.